Usturoiul este în general foarte sigur pentru sănătate atunci când este luat pe cale orală. Totuși, acesta poate provoca o respirație urât-mirositoare, dar și o senzație de arsură la nivelul gurii sau la nivelul stomacului. Aceste reacții adverse sunt adesea mai pronunțate dacă se utilizează usturoiul crud. Spre exemplu, astmul a fost raportat la persoanele care lucrează mult cu usturoiul. Este posibil de asemenea să te confrunți și cu diferite reacții alergice. Trebuie știut și că usturoiul poate crește riscul de sângerare. Persoanele care se confruntă cu tulburări de sângerare sau administrează medicamente anticoagulante, precum și cele care urmează să fie supuse unei intervenții chirurgicale, ar trebui să evite consumul acestei plante în doze medicinale. Compușii din usturoi pot provoca inflamații gastrointestinale la persoanele care suferă de sindromul intestinului iritabil. Astfel, cei care utilizează anumite diete ar trebui să evite consumul acestuia în alimente sau suplimente. Usturoiul este de regulă sigur atunci când este aplicat pe piele. Gelurile, pastele și apa de gură care conțin usturoi s-au dovedit a fi sigure atunci când sunt utilizate până la 3 luni. Cu toate acestea, aplicarea unui ulei esențial din usturoi pe piele le-ar putea provoca iritații celor mai sensibili dintre noi. Usturoiul este o plantă originară din Asia Centrală și reprezintă unul dintre cele mai populare condimente de multe secole încoace. De fapt, a fost una dintre primele culturi domesticite de om de mai bine de 5.000 de ani. Utilizările sale medicinale datează din vechime și a fost folosit adesea ca tratament pentru răni sau infecții, dar și ca un aliment de bază care poate crește vigoarea. Încă de atunci, diferitele ramuri ale medicinei tradiționale și numeroasele studii științifice au arătat că usturoiul este un important agent antibiotic, ce susține sistemul imunitar fiind totodată un reglator al tensiunii arteriale. Aparent, usturoiul scade în mod miraculos tensiunea arterială dacă este consumat regulat pe perioade de cel puțin 2 luni de zile. Substanțele active din usturoi dilată arterele, favorizează circulația sângelui și împiedică formarea de cheaguri. În plus, reglează nivelul de glucoză din sânge și ajută organismul să proceseze mai bine colesterolul, scăzând nivelul colesterolului rău. În cazul celor cu hipercolesterolemie, suplimentele cu usturoi par să reducă atât valorile colesterolului rău, cât și pe cele ale colesterolului total, cu până la 10%. Multe persoane folosesc usturoiul pentru afecțiuni digestive. Deși la o primă vedere aroma puternică și uleiurile din usturoi par să facă mai mult rău decât bine. De fapt, se pare că alicina, substanța din usturoi responsabilă de această aromă înțepătoare, poate stimula stomacul să producă enzimele necesare unei flore intestinale sănătoase. Mai mult decât atât, usturoiul se poate dovedi util în caz de constipație acută. Atenție însă la persoanele care suferă de gastrită, reflux gastric sau ulcer. Usturoiul este recomandat în special persoanelor sănătoase, cu rol în prevenție. Dacă o astfel de afecțiune s-a instalat deja, acest aliment trebuie consumat doar la recomandarea medicului și gătit sau în combinație cu lapte pentru atenuarea senzațiilor de arsură la stomac pe care le poate provoca. Usturoiul este una dintre cele mai bune surse naturale de germaniu și seleniu, dar este extrem de bogat și în antioxidanți și substanțe antibacteriene. El are capacitatea de a combate chiar și infecții mai agresive, cum sunt cele cu streptococi. Un efect similar îl are usturoiul și asupra celulelor canceroase, pe care le distruge din faza incipientă, întărind bariera naturală de protecție a organismului. Practic, substanțele active din usturoi încurajează celulele sănătoase din corp să identifice intrușii și să-i distrugă rapid. Usturoiul ar trebui avut în vedere în special de femeile care se apropie de perioada premenstruală, fiindcă poate calma simptomele neplăcute ale schimbărilor hormonale. Bufeuri, crampe, anxietate, nervozitate, schimbări de dispoziție sau flux menstrual neregulat. Poate fi folosit însă și de femeile mai tinere pentru calmarea durerilor menstruale de sân sau de cap, pentru reglarea menstruației cu întârzieri mari și pentru diminuarea grețurilor matinale.